Am descoperit un detaliu esențial în ancheta dispariției de pe Miriște. Morarul vorbește despre un popas misterios pe care Pletosu și Ionuț l-ar fi făcut după ce au plecat de la el. Declarația morarului se bate cap în cap cu alte mărturii. Cine ascunde adevărul? Informații șoc! Imediat, în exclusivitate la Acces Direct. Cred că putem spune că am dat lovitura. Detectivii Acces Direct au refăcut analiza traseului lui Pletosu și a lui Ionuț din acea seară a dispariției și au observat o serie de contradicții în declarațiile martorilor. Astfel, misterul se adâncește și mai mult. Morarul, pe de-o parte, spune că cei doi prieteni au mers la crâșmă în drum spre casă, dar patroana localului dă din numeri și spune că nu-și amintește nimic. În legătură directă cu noi prin Facebook sunt Aurica, mama lui Ionuț și Pletosu. Bună seara! Bună seara! Bună seara, doamnă! Eu v-am zis că deja îi place. E spectacol! Ce faci, Pletosu? Toate bune? Toate bune, bine, sănătos, Pletosu? Dacă că a supărat-o pe doamna Aurica mai devreme. Tati Silvii, la toată lumea! Da, e un pic supărată pe tine doamna Aurica, sau? Mi se pare mie. Nu. De ce, doamna Aurica? V-ați săturat că el ia toate lucrurile în glumă și dumneavoastră vă e de copil, cum îngăsim copilul, nu? Da. Păi da, ce-ați muncit azi? Pletosu, unde ai muncit azi? Păi, unde nu muncesc eu, pe un iapu. Da, astăzi ce ai făcut? Că de-aia te întreb, că e frumos, că ai diversitate. Nu te plictisești. Eu toată ziua aici, dar tu... La oi, doamna. Asta ai fost la oi? La care oi? La oi, la un om pe aici, sau muncesc, că îmi dă și de mâncare, îmi dă și de câte un șpriț, câte un na. Da, la oi sper că nu la crăcănici. Nu, nicăieri, aici am sală la oi, la Căjoan. Păi vezi tu, din cauza că ești bun și la oi și faci de tăti, poate tocmai de aia ați fost atât de vânați și în seara aceea Ionuț a fost luat, răpit și cine știe pe unde dus, tocmai că sunteți oameni buni la toate. Nu, pe mine m-a luat, înțelegi, că nu poate el să facă treburile toate, trebuie și mult, trebuie și... Da, mâncare, trebuie apă, trebuie... Păi asta zic, deci tu te pricepi și la oi, adică și cu animalele și știi ce trebuie să le faci. Păi și Ionuț nu era la fel ca tine, bun de muncă și el, și la fel făcea tu. Păi da, eu știu și eu, făcut el acolo. Dar n-ați fost niciodată împreună la stână să munciți? Unde, aici? Da. La omul ăsta? Aici sau la alt om, în parte, la tot la oi. N-ați fost? Nu, că el a cumpărat acum încoace. Am înțeles. Bun, uite, alături de noi este și Mihai Vasiliu. Bună seara, Mihai. Bună seara, bine v-am găsit. Ei bine, cred că ar trebui să continuăm discuția cu Pletosu. Pletosu, voiam să te întreb, Ionuț, exact așa cum a întrebat Mirela, poate că nu la oi. El era așa de solicitat, cum ești tu, de către vecinii voștri de acolo? Era și el solicitat de către cei de acolo din Cârjoan sau de către alte persoane să vină să mai tai un lemn? Să... Nu. Dar tu îl mai chemai la tine să te ajute cu, nu știu... El vine la mine, întrebat-o pe mama... El vine la mine, m-a ajutat și pe mine, eu îl ajutam și pe el. Pășeam parte în parte. Auzi, Pletosu, dar eu am o întrebare. Tu, cumva, în seara în care a dispărut Ionuț, tu ce știi? Era sau nu era crăcănici la stână? Păi eu de unde știu, noaptea întuneric, eu știu ceva? Doamna Aurica, dumneavoastră ce știți? Era sau nu era crăcănici la stână? Ce s-a auzit pe acolo prin sat? Păi dacă era noaptea, eu nu Hai știu, Hai să lăsăm un pic pe doamna Aurica nu să răspundă. Nu era, nu a fost, m-a zis că nu a fost. Acum chiar. Nu. Dar când ai fost Pletosu cu sora lui Ionuț, să-l cauți pe Ionuț, era crăcănici la stână? Dar n-am trecut pe la crăcănici, cum l-am văzut pe el. Era adică moșneagul. Hodorogul. Cine-i moșneagul? Moșneagul și ăla, hodorogul și ăla. Da, crăcănici era. Crăcănici, cum îi zici. Dar ce s-a făcut? Care hodorog? Moșneagul și ăla. Păi și care e și ăla? Că nu știu. Păi eu știu pe ea. Mitică. Da.
Da, păi că la nu-i crăcănici, asta te-am întrebat. Era la asta da, crăcănici. Da, l-am întrebat pe el, băi, nu l-ai văzut cu papi Ionuș, băi. El a plecat, când a plecat în țara șeie. Mă ascultați, nu? Da, da, bineînțeles, da. Suntem ochi și urechi. Când a plecat în țara șeie, când a plecat cu lâna, nu cumva l-a luat pe Ionuș? A, stop, 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 nu mișca, stai așa. Nu mișca! Ia mai o dată. Unde a plecat Crăcănici? Cu ce? Și unde anume? Când? Când a plecat Crăcănici în țara și a plecat cu lână. De unde știi tu că a plecat Crăcănici în țara și a cu lână? Păi am auzit și eu de la unul, de la altul. Păi așa, așa, așa. Deci mă, pletosul l-a lăsat a secului, acum zici? Păi noi păi eu de unde știu? N-am auzut așa. În ce poziție dormi și ce mănânci și emisiunea ascultat dimineață. Tu acum te-ai gândit să-mi spui că în seara aceea Crăcănici o pleca cu lână și e posibil să-l fi luat și pe Ionuț? Așa am auzut și eu. Da, de la un glas că o pleca cu lână. Când? Ai de unde știu, nu o să spune. Foarte eu bine. Stai așa un pic. Foarte bine că ai auzit. Ia zi tu tot acum ce ai mai auzit. Deci în care seară? Fix în seara aceea de 3 decembrie când voi trecea în seara aceea. Păi eu mă gândesc, în seara aceea. Așa. Nu cumva l-a luat pe el? O plecat cu lână să o vândă, presupun. Unde anume? Păi eu nu știu, doamna, în Alba Iulie, un interac. Stop, 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 nu mișca. Unde are el stâna? Eu știu unde. Așa, țineți vorba, ia mai zi odată. Deci tu acum ai aflat Crăcănici a plecat în noaptea aia cu lână, în Alba Iulia. E posibil să-l fi luat și pe Ionuț, pentru că voi când v-ați dus a doua... Păi nu știu dacă l-au luat sau stai asta. Dar nu știu, că mi-am auzit prin unul, în altul, în șala, în șala. Dar e o ipoteză foarte plauzibilă. Iar voi când v-ați dus să-l căutați pe Ionuț la stână, la Crăcănici a treia zi, Crăcănici tocmai se întorsese de unde? Doamna Aurica, de unde se întorsese Crăcănici? Nu știu, că era acasă. Păi de unde venise Crăcănici? Nu știu, ei știu. Mă, fletosul, de unde venise Crăcănici? Păi eu știu de unde venise, cred că venise din undeva, că na, când s-au întors înapoi, eu de unde se știu. În principiu, când pleci de undeva, sigur vii da, de undeva de când vii, parte, da. Că altfel nu mai pleci, da. Știi? Că da, se da, parcă vine, știi? Doamna, eu de unde să știu eu treaba asta, că dacă eu nu știu aproape cam nică, plemocită sau cum s-o luat, am auzit din vorbi, din altă, din una, dar din alta. Dar știu eu, pletosul, că acest Crăcănici ar fi fost plecat la Alba Iulia chiar în acele zile și s-a întors fix a doua zi sau a treia zi după dispariția lui Ionuț. Doamna Aurica, păi dar nu l-a adus, vechelul înapoi, sau l-a adus cineva înapoi, cine știe, nici eu nu știu. Doamna Aurica, dar n-ați spus dumneavoastră asta ieri sau alaltăieri, că fix a doua zi după dispariția lui Ionuț s-a întors Crăcănici? Da, da. Păi și acum când v-am întrebat, de ce nu mi-ați mai spus asta? Păi ce mi-ai zis, mă? Asta? Păi trebuie să-i se zic. Deci stați așa, stați așa un pic, deci pletosul... Tu, acum, da. Că te-am auzit acum câteva secunde, te-am auzit cu toții. Tu ai spus că a doua zi, la stâna lui Crăcănici, ai vorbit chiar cu el... Cu cine? Crăcănici. Păi de unde să vorbesc dacă eu nu l-am văzut? Da, a treia zi, că atunci s-a dus cu sora lui Ionuț. Păi a treia! Păi ai zis, mă! Nu, 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 mai dăm... A treia zi, nu a doua! Mai pletosul. Dă-mi apoi. Trebuie să am vorbit cu Crăcănici. Pletosul leacă înapoi. Dă-mi înapoi două minute din ce am vorbit noi până acum. Dă-mi înapoi. Da. Mai devreme ai zis, când te-ai dus să-l cauți pe Ionuț, nu l-ai mai găsit pe Ionuț, că l-ai găsit numai pe hodorogul și ala. Hodorog, ai zis, pe moșul și ala. Și eu te-am întrebat, care hodorog, care moș? Tu ești moșul și ala. Dar moșul și ala, Crăcănici ai zis, așa ai zis. Deci l-ai găsit pe Crăcănici când te-ai dus după Ionuț. Deci era la stână Crăcănici. N-așa ai zis acum două minute? Păi da, și... Sau nu era? Nu era moșul și ala Crăcănici aici. Așa. Și deci, acum de ce mi-ai zis că tu nici nu te-ai întâlnit cu el? Păi acum o să mă întâlnesc. Ferească Dumnezeu.
Pletosule, ia răspundem la o întrebare. Dacă apare acum Ionuț, ce întrebare îi pune tu lui Ionuț? Apare Ionuț în fața ta în momentul ăsta. Și ce întrebare îi pune tu lui Ionuț? Păi ce întrebare să spun? Păi ce-a făcut el? Ce întrebare? Ce-a făcut el? O zică jos ce-a făcut, asta e partea lui. Da, ce-ar răspunde el? Ce crezi că ar răspunde el? Păi eu de mult. Fii atent, dar dacă te întâlnești cu Crăcănici în momentul ăsta, ce întrebare îi pune tu? Lu Crăcănici? Da. Păi și ce să-i spun? Bă, unul din ei te-a făcut vedetă. Trebuie să spui ceva. Trebuie să-i întrebi. Păi dacă m-au făcut vedetă, pentru ce jucăm? Hai, de-a până la idei, să vină polii de-a să mă regi. Dacă sunt din Lopatiu. Da. Pletosul, dar n-am zis asta. Hai să ne calmăm o leacă. Ne întoarcem. Să vină polii de-a să mă regi, dacă sunt din Lopatiu. Da. Dar n-a zis nimeni că ești vinovat. Hai să ne o leacă, să ne calmăm. Uite, chiar îți admiram plovărul ăsta verde frumos, e superb. Culoarea asta verde frumos. Hai să mă nervat. Mă nervat, eu. Ne relaxăm, ne simțim bine. Hai, da. E păcat, de așa vreme și de așa vremuri, e și la sata secului. Să fim mai buni când vine postul Crăciunului, da? Stai o leacă. Bun. Tu ai zis așa, nu aveai de unde să știi dacă ești Crăcănici sau nu în noaptea aia când o chicat Ionuț din căruță. Nu știi, că era noapte. N-aveai de unde să știi dacă era Crăcănici la stână. Dar când te-ai dus să-l cauți a treia zi, pe Ionuț, pe acolo, pe la stână, era hodorogușeală. Era moșușeală. Adică era Crăcănici. Acum zici că ai auzit că, de fapt, Crăcănici fusese plecat în perioada aia cu niște lână. Unde? Pe la Alba Iulia. Și în capul tău, foarte bine ai legat treburile, e posibil ca acest Crăcănici să-l fi luat cu el și pe Ionuț și să-l fi lăsat pe acolo, pe la Alba Iulia. Până acum, ai conturat o ipoteză foarte plauzibilă. Sigur că nu avem probe pentru asta. Dar e o pistă. N-a zis nimeni că i-ai făcut tu ceva lui Ionuț. A, vorba ta, e partea lui. De când o checat din căruță, e partea lui. De acolo trebuie să știi Ionuț ce a făcut. Acum e foarte posibil ce spui, ne-ai dat o informație foarte bună. Dacă a fost plecat Crăcănici în acele zile la Alba Iulia să vândă lână, de ce nu tot avea drum și a luat și un băiat cu el, bun de muncă, pe care l-o fi lăsat pe acolo?